Bună seara, domnilor, domnișorilor și domnilor, vă spune Viorel Paizan și Dan Olaru, emisiunea Sportul de Vrancea, probabil cea mai bună emisiune de sport de televiziune de 15 ani din Vrancea. Vă invită la o emisiune dedicată fotbalului 100%, 2017, iată-ne pe stadionul Milcovul din Sud, așa cum o numim noi în ziarul Sportul de Vrancea, Catedrala Fotbalului Vrâncean, un stadion care mai puțin de două zile va găzdui meciul de debut al echipei CSM 2007 Focșani în Liga a 3-a de fotbal din România. Un început de campionat interesant, puțin, să spunem, greu pentru echipa noastră, ținând cont de valoarea echipelor care, cu care vom juca în primele etape. Dar până acolo aș vrea să vă prezint invitații mei din această seară. Spuneam, o emisiune dedicată 100% fotbalului, fotbal de Vrancea, revenit, iată, din nou în elita fotbalului din România. În partea dreaptă, în partea stângă a mea, este Vasile Burga, antrenor principal al echipei, și îi spun bine a venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit. În partea stângă a micului ecran, în dreapta mea, Adrian Toma, de asemenea antrenor secund al echipei. Bine ai venit, Adrian. Bună seara și bine v-am găsit. Vom intra în miezul problemelor, vom trece peste introducerea pe care mi-am propus-o, aceea de a face o scurtă prezentare a celor doi invitații ai mei. Probabil vom face acest lucru până la ora meciului în ziarul Sportul de Vrancea, pentru că avem de discutat mai multe lucruri interesante despre echipă, despre această nouă ediție de campionat de Liga 3, colegele de serie ale echipei noastre și, de ce nu, poate lucruri mai interesante din cadrul echipei prezentate de cei doi antrenori. Vasile, îmi permit să vorbesc așa, pentru că ne cunoaștem de ceva timp. E adevărat că ai trăit multe momente din evoluția fotbalului vrâncean. Iată-te acum în calitate de antrenor principal al unei echipe care reprezintă fotbalul din Vrancea și care peste mai puțin de două zile pe acest teren, pe Milcovul Sud 1, la orele 18, sâmbătă pe 26 august, va conduce echipa într-o dificilă partidă de debut cu Aerostar Bacău. Am jucat foarte multe meciuri de pregătire, am jucat foarte multe meciuri de pregătire cu Aerostar Bacău. Cum vezi acest început de campionat în Liga 3 pentru un nou început pentru fotbalul din Vrancea? După cum bine ați văzut, tragerea la surs nu ne-a fost atât de favorabilă. Avem trei etape de foc cu trei echipe care și-au propus să promoveze la divizia B. Jucăm prima etapă cu Aerostar Bacău, ieșim la Hărman, după care etapa a treia vine Oțelul Galați, iarăși pe Mircov. Ce pot să spun este că noi, antrenorii, jucătorii, conducerea, ne dorim să avem un început de campionat bun și sperăm să nu dezamăgim pe iubitorii fotbalului, pe care îi așteptăm în număr cât mai mare sâmbătă la orele 18 să ne susțină în acest prim meci de debut la divizia C cu Aerostar Bacău. După cum bine știți, am jucat mai multe meciuri amicale cu Aerostar față de anul trecut. S-au întărit considerabil și au adus cupul de antrenori cu experiență care au antrenat la nivelul diviziei A, mă refer aici la Popovici și la Gireade, și au făcut și câteva achiziții de jucători care au jucat de asemenea la divizia A. Dumnealor, din discuții pe care le-am avut, își doresc promovarea în acest an la divizia. Adrian Toma, de asemenea, un fost jucător al Focșanului, a trecut prin multe etape până la prima divizie de fotbal din România. Adrian, iată-te acum în echipă cu Vasile Burgă, într-o echipă tânără, ținând cont și de, să spunem, drumul pe care la început CSM 2007 Focșani, odată cu voi doi, acela de a promova în Liga a 3-a. Cum ți se pare seria noastră și debutul de campionat care va avea loc peste mai puțin de două zile? Din punctul meu de vedere, cred că este o serie echilibrată. Sunt, după calculele noastre, sunt 4-5 echipe care și-au manifestat interesul de a promova la Liga a 2-a. Pentru noi este foarte important primul meci de acasă. Ne dorim foarte mult să-l câștigăm pentru a avea moral și pentru celelalte care vor urma. Acum totul depinde
de noi și de jucători, pentru că am avut o perioadă destul de dificilă cu foarte multe jocuri amicale. Băiete s-au prezentat foarte bine până la acest moment. Încercăm să-i capacităm, să-i ținem în aceeași formă pentru a da randamentul cel mai bun la jocurile oficiale. Vom discuta și despre echipa noastră imediat mai mult, mai concentrat, dar aș vrea să terminăm, să epuizăm un pic subiectul seriei 1 a Ligii a 3-a. Au fost multe pronosticuri vis-a-vis de seria în care vom juca. Am făcut meciuri amicale și cu Buzăul și cu Brăila, dar iată că nu am ajuns în serie cu ei, chiar mai mult decât atât, Brăila, Buzău or să fie în serie cu echipele din Muntenia. Noi am rămas cu Moldova, o parte din Ardeal. O serie, dacă dăm la o parte echipele de care a spus amândoi, cele care își doresc promovarea, cum vi se pare restul seriei vis-a-vis de echipe cu ștate vechi în Liga a 3-a și a 2-a din fotbalul românesc? E o serie accesibilă. Cum vedeți finalul acestui an fotbalistic? Unde vom termina? După părerea mea, consider că în această serie sunt, cum am spus și mai devreme, cel puțin 4-5 echipe care au un lot valoros, dar sunt și echipe care sunt, la fel ca și noi, nou promovați. Aici mă refer la Rădăuți, mă refer la Derăbani, mă refer la Chesei Târgu Secuiesc. Și considerăm că noi, ca și echipă, ne situăm cam la jumătatea clasamentului din punct de vedere al valorii lotului pe care îl avem. Ce pot să spun este că ne dorim să avem rezultate foarte bune, să putem să readucem publicul focșenean la stadion, să facem în primul rând meciuri de o calitate care să atragă microbiștii și automat vor veni și rezultatele. Dacă noi ne vom desfășura jocul cu calitate, determinare, atitudine, considerăm că vor veni și spectatorii care să fie alături de noi. Și atunci vom avea și rezultatele pe care ne dorim. Adrian? Sunt de aceeași părere cu Vasile. V-am spus și mai devreme, totul depinde de noi. La fotbal este o vorbă, victorile aduc victorii. Trebuie să plecăm bine în acest start de campionat. Legând 2-3 victorii, ne putem face o idee și de celelalte echipe, cum sunt, să zic așa, așezate. Noi oricum am avut informații cam de la toate echipele care sunt la noi în serie. Am încercat să luăm de unde am putut, de la ziariști, de la foști colegi. Din punctul meu de vedere, nu sunt foarte, foarte multe echipe organizate, de aceea zic că sunt 4-5 care și-au manifestat intenția de a promova, dar obiectivul nostru este să practicăm un joc frumos, să aducem oameni la spectru, oricum spunea și Vasile, și în momentul în care vom lega victorii, atunci vom trage linie și vedem exact unde o să fim chiar la sfârșitul turului. O întrebare vis-a-vis de distanțele de parcurs până la colegile din seria noastră. Avem o serie de Moldova, totuși destul de întinsă. Avem deplasări destul de lungi, cu toate că meciurile se vor juca, am înțeles, numai sâmbăta. Cum vedeți acest aspect în economia organizării jocurilor, în special din deplasare? Deci noi ne-am exprimat dorința să jucăm într-adevăr sâmbăta, cu speranța că vor veni spectatori și din zonele apropiate Focșanului. Și considerăm că sâmbătă după amiaza e accesibil pentru marea majoritate, pentru că fiind o zonă viticolă și fiind o zonă agricolă, oamenii în general se mai duc și își desfășoară activitățile lucrative. Mai sunt și pe la servici, așa că sâmbătă după amiaza am zis că este potrivit pentru a putea să vină facă cât, timp de spectacol, cât mai mulți spectatori. Referitor la distanțele de parcurs, într-adevăr, sunt cel puțin 2-3 echipe, deci aici mă refer la Dărăbani, mă refer la Rădăuți. Dărăbani de Botoșani, pardon. Da, de Botoșani, Rădăuții, de Suceava, ar mai fi Odorhiu Secuiesc. Chiar consider... și Brașovul, mai degrabă Râșnovul e mai departe. Râșnovul, corect. Așa, dar consider că vom discuta și cred că vom pleca cu o zi înainte, pentru că este foarte obositor să faci
această distanță și pe urmă să cobor din autocar și să pot să desfășor un joc de calitate, după atâția kilometri parcurși. Vedem, analizăm și o să luăm deciziile la momentul potrivit. Aici va fi în mod special treaba domnului președinte, el se va ocupa de tot ce înseamnă transport, cazare, masă și ce avem nevoie. Până acum totul a fost ok, sperăm să mergem pe aceeași linie și să fim, să spunem așa, să fim 100% când ajungem la un meci la Rădăuți sau la Dărăbani, să fim 100% din punct de vedere fizic, pentru că vă dați seama, nu poți să mergi 7 ore cu microbuzul, cobori de microbuz să joci fotbal. Nu poți să mai dai 100% cât ai vrea. Dar sperăm să nu întâmpinăm greutăți, deocamdată totul a fost rezolvat și sperăm să mergem pe aceeași linie. Până la primul meci de deplasare, domnilor, domnișoarelor și domnilor, vom discuta și cu conducerea clubului secției de fotbal CSM 2007, domnul Gabriel Pădinanu, director sportiv, și domnul Gheorghe Căldare, președintele secției de fotbal. Rămânem la Vasile Burgă și Adrian Toma, emisiunea Sportul de Vrancea continuă. Federația Română de Fotbal a introdus, să spunem, această latură a tinerilor, a promovării tinerilor, nu numai în Liga a 3, în Liga a 2, dar chiar și în Liga a 1, dar noi discutăm de Liga a 3 acum. Cum vedeți acest aspect? Suntem pregătiți din acest punct de vedere și dacă este considerat un lucru benefic pentru fotbalul românesc în general? Eu zic că este o măsură bună, ținând cont că nu mai sunt atât de multe echipe la nivelul Ligii a 3 și chiar și la nivelul Ligii a 2 și din punctul nostru de vedere, la noi la echipă momentan avem 8 jucători sub 19 ani. Avem o problemă cu un jucător, cu Salaurul, care este accidentat. În rest, ceilalți sunt apți de joc și consider că s-au integrat foarte bine și ceilalți jucători mai în vârstă i-au ajutat să se integreze în echipă. Din punctul ăsta de vedere, considerăm că anul acesta și cred că și la anul, ținând cont că avem jucători născuți 2099, un singur jucător este 98, care ar mai avea un an sub 19, în rest ceilalți sunt 99 și 2000. Deci am mai avea încă un an afară de acesta pe care să ne bazăm pe ei și automat vor căpăta experiență. Jucând un an în divizia C, automat următorul an vor fi considerați jucători cu experiență deja și noi ne vom strădui să îi învățăm tot ce știm noi și ce putem să le arătăm ca să poată să le facă față la nivelul Ligii a 3. Adi? Da, referitor la jucătorii sub 19 ani, trebuie să fim realiști. Noi chiar avem jucători și ca număr, pentru că ne-am ținut și am vorbit cu antrenorii de la Buzău, Râmnic, ne-au întâmplat probleme. Nu au nici cantitate, nici calitate. Noi ne bucurăm că avem un grup de copii buni. Zi de zi stăm de vorbă cu ei, am încercat să le explicăm trecerea aceasta de la junior la senior, pentru că este un pas pe care mulți nu reușesc să-l facă. Și sperăm să-i capacităm, să-i ținem în formă, pentru că sunt copii buni și trebuie să crească împreună cu echipa. Da, vis-a-vis de, să spunem, până la urmă, aportul publicului, l-ați pomenit, l-ați susținut și probabil și la finalul emisiunii veți face un apel. Meciurile în condițiile în care terenul, stadionul Milcovul Sud, de asemenea ca și stadionul Tineretului, dacă vor intra în renovare, vor intra în reparații, să spunem, până la finalul anului 2017, aportul publicului, indiferent pe ce stadion vom juca din județ, va fi un al 12-lea jucător pentru echipa noastră. Eu consider că ar fi necesar ca intrarea în construcția stadionilor din Focșani să facă pe rând. Pentru că dacă vor intra amândouă, atunci vom avea mare problemă din punct de vedere al pregătirii, nu al jocurilor. De găsit, de jucat, putem să găsim e Odobeștiul, care are ceva condiții bune la Panciu, dar din punct de vedere al antrenamentelor nu vom avea unde să facem antrenament. Și atunci ar fi normal și firesc să se înceapă construcția unui stadion,
după ce se finalizează, se înceapă construcția la celălalt stadion. Acum rămâne de văzut din punctul de vedere al autorităților, cum vor putea soluționa această problemă. Cum spuneam și la început, publicul este cel care, de care avem nevoie foarte mult și sperăm că ne vor susține indiferent unde vom juca și pe ce teren vom juca. Fără public nu se poate. Ați văzut și dumneavoastră meciuri la Liga 1 cu 12 spectatori sau cu 30 numărați. E greu. Ținând cont că nu am avut fotbal din 2012, noi, o pauză cam mare. O pauză cam mare. Noi așteptăm, am văzut și la meciul de la din cupă, au fost undeva la 5-600 de oameni. Îi așteptăm să ne susțină pentru că e o altă plăcere ca jucător și ca antrenor să vezi că ești susținut, ești apreciat, ești aplaudat. Pentru asta ești vii la spectacol. Încercăm și noi, prin evoluția noastră, să aducem cât mai mult la teren. Revenim la echipa noastră CSM 2007 Focșani. O echipă, iată, care de asemenea, și aici fac o paranteză, împlinește 10 ani. Acest club 2007, iată, împlinește anul acesta 10 ani. O vârstă pe care o împlinim și noi, Sportul de Vrancea. La mulți ani și nouă și CSM 2007 Focșani. Echipa de fotbal a trecut, iată, printr-un proces de consolidare, de promovare în Liga a treia, a făcut-o cu succes. Avem în acest moment Vasile Burcă și Adrian Toma, antrenorii echipei noastre de fotbal. Avem, să spunem, un lot 100% vrâncean, dar în același timp apt pentru performanță, pentru a capacita, așa cum s-a vehicula și a declarat de fapt președintele secției de fotbal că în 2-3 ani se vrea și promovarea în Liga a doua. Avem potențialul de a pregăti într-un an, doi, o echipă care să reușească ca peste două zile să aibă punctul de plecare, kilometru zero, pentru o viitoare frumoasă revenire în Liga a doua, acolo unde Focșanul a avut o echipă de vârf cu ani în urmă. Eu consider că în cadrul lotului avem jucători de certă valoare și aici pot să spun de Popa Dorinel, un jucător la Divizia A, la Steaua, la U Cluj, la Gloria Buzău. Deci fotbalist cu calitate și cu ani în spate de experiență. Mai avem un grup de jucători care au jucat mulți ani la Divizia C și aici mă refer la Lazar, la Claudiu Mihai, la Chivu, la Parlac, la Beșa, Mădălin Predoiu, Pasăre chiar, Negoiescu, Ion Valentin, Lupu Ștefan. Deci avem jucători care au și o anumită experiență, ceea ce le permite și celorlalți de a se capete și experiență, să fure din meserie, cum din se spune, că așa să fotbalul se învață de la cei care sunt mai în vârstă sau sunt mai valoroși decât cei tineri. Și consider că avem la ora actuală un lot capabil să reușească promovarea, cum a spus dumneavoastră, eu știu, maxim în 2 ani de zile. Dar după cum bine știți, totul depinde și de alți factori. Revenim la ei imediat. Cum spunea și Vasile, jucători cu experiență avem. Acum e foarte important modul cum noi gestionăm, cum îi alegem pe cei tineri să formăm echipa, pentru că noi acum trebuie să facem echipa în primul rând cu cei 3 de sub 19 ani, după care să găsim toate variantele bune. E greu, dar ținând cont că avem de unde să alegem, trebuie să găsim la fiecare mea soluții pentru a câștiga punct și puncte. O formă inedită de pregătire în perioada precompetițională ați ales de a face foarte multe meciuri amicale, în tandem, jumătate de lot la un meci, jumătate de lot la un meci, asta și pentru a da minute de joc, de pregătire și de a demonstra fiecărui jucător ce poate. Cât mai multe în această perioadă precompetițională. Avem din această formă de pregătire
să spunem, o concurență benefică pe posturi, avem un echilibru pe toate compartimentele echipei pentru debutul de campionat? Deci, unul din principiile mele referitor la pregătirea echipei constă în meciuri cât mai multe, pentru că eu consider că meciul este cel mai complex antrenament pe care poate să-l efectueze un jucător. Având lotul de 26, am considerat că este necesar ca jucătorii tineri, jucătorii care au jucat mai puțin în campionatul Ligii a 4-a, să aibă posibilitatea să joace cât mai multe meciuri timp de 90 de minute. Pentru că, cum bine știți, fotbalistul când vede că nu prinde titular și nu joacă din primul minut, cum se spune, consideră că este rezervă și știți cum e, fiecare din el gândește negativ, nu mai gândește pozitiv. Sunt foarte puțini jucători care faptul că nu joacă titular să-l ambiționeze. Nu, clachează, consideră că are antrenorul ceva cu el și am considerat necesar pentru copii și pentru ceilalți să joace câte 90 de minute. Totodată am ținut cont de faptul că în timpul unui campionat jucătorii se pot accidenta, pot primi cartonașe și automat trebuie să avem jucătorii care să-i înlocuiască, să fie capabili din punct de vedere fizic și psihic să îndeplinească sarcinile pe care noi le dorim de la ei. Și de asta am ales acest mod de pregătire. Consider că a dat rezultate, toți jucătorii au avut atitudine și determinare în jocurile pe care le-am efectuat de pregătire și eu zic că a fost un bun mijloc de a-i capacita pe toți să participe din punct de vedere fizic 100% la meciurile astea de pregătire. Vasile a atins foarte bine acest subiect pentru că s-a făcut un pic de tantam pe această problemă cu cantonamentul. Din punct de vedere fotbalistic, jucătorii au jucat... Cantonamentele care și tu le-ai făcut ani de zile la toate ligile. La toate ligile, dar vă spun ceva, la Liga 1 se mergea un turneu în Antalya, în Cipru, și acolo făceai jocuri amicale. Pe când acasă nu mai aveai teren, nu mai aveai condiții, nu mai aveai sală de forță. Deci a fost, e cu totul diferit. Dar important e că am reușit să facem aceste jocuri. Băieții au înțeles mesajul, au dat maxim la fiecare joc și acum pe noi ne-au forțat să încercăm să găsim cel mai bun 11 pentru prima etapă. Sunt probleme medicale, ai pomenit de un junior, Salaoru. La nivelul întregului lot există probleme, știu eu, colaborarea cu factorii locali vis-a-vis de problemele medicale. Am avut, din punct de vedere medical, anumite, și a revenit Pădinean. Deci cu Salaoru am avut niște probleme din punct de vedere al rezultatelor pe care medicii i le-au dat. Inițial s-a spus că nu are absolut nimic, că nu sunt probleme, a făcut o pauză, a făcut recuperare medicală, a încercat iarăși să intre la program și n-a putut. Și asta am fost nevoit să-l trimitem la București la un consult mai amănunțit și s-a descoperit că are ruptură de menisc. Astăzi este internat la spital, mâine va fi operat. Și mai avem o problemă cu Negoescu, care și el are o problemă la un genunchi și el va trebui să-și facă un RBN, să vedem ce problemă are, ceva la ligamente, are niște probleme. Poate să alerge, nu poate să lovească mine. Vom vedea ce urmă rămâne. Ne apropiem de finalul emisiunii, o emisiune de 30 de minute, Sportul de Vrancea cu Vasile Burgă și Adrian Toma. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, peste mai puține două zile, sâmbătă 26 august la orele 18, aici pe Milcovul, deja a dispărut și soarele, undeva pe la ora aceasta se va termina meciul sâmbătă. Va avea loc prima etapă din Liga a 3-a dintre CSM 2007 Focșani și Aerostar Bacău. Mă grăbesc cu ultimele două întrebări pentru ca pe final de emisiune să dau cuvântul celor doi antrenori ale echipei pentru un apel suporterilor, iubitorilor fotbalului din județul Vrancea. Vasile, o problemă mult discutată și în Liga a 4-a și cu ani în urmă când Focșani avea echipă și juca în paralel și la futsal.
Acum foarte mulți jucători sunt prinși într-un campionat de mini-fotbal. Care va fi politica sau cum veți pune voi problema ca antrenori sau și conducerea secției de fotbal a clubului CSM 2007 vis-a-vis de desfășurarea campionatului și în paralel cu acea competiție de mini-fotbal? Vor mai putea jucătorii să facă aceste două lucruri în același timp? Din punctul meu de vedere, nu. Am discutat cu toți jucătorii. Le-am explicat că din momentul acesta, fiind la nivelul Ligii a treia, nu pot să participe și la campionatul de mini-fotbal. Din câte știu, nu au fost probleme, majoritatea au recepționat bine mesajul. Cine dorește să joace la noi în cadrul echipei, participă numai la meciul de echipei CSM Focșani 2007. Care dorește să joace la mini-fotbal, ne poate anunța și poate să ducă să joace la mini-fotbal. Fiecare are dreptul să-și aleagă și are opțiunea, din punct de vedere al gândirii fiecare. Adrian, care e punctul tău de vedere? Același lucru, noi am stabilit din exact la asta iarnă, după turul campionatului, am anunțat jucătorii, i-am lăsat la Liga 4 să-și facă, să termine. De asta v-am și întrebat, pentru că după decizia care ați luat-o, au mai fost situații când anumiti jucători au mai jucat încă în Liga de mini-fotbal. Da, au fost doi jucători care au jucat, au suferit cu amendă la acea vreme, prima și ultima. Da. Și acum, după amendă? După amendă, cine vrea la mini-fotbal, să merge la mini-fotbal. Singurul jucător care va merge la mini-fotbal sunt eu. Dar voi merge la All Boys. Da, am înțeles. Vasile, problema capitanului de echipă. Am avut un capitan care la un moment dat s-a accidentat înaintea meciului de baraj de la Bicaz. E vorba de Emilian Chivu, a preluat bandura la Popa Dorinel, a preluat-o cu noroc, că am promovat. Care va fi, să spunem, ordinea capitanilor pentru Liga a treia? Depinde acum de cine va juca. Pentru că nu pot să spun acum cine va fi capitan de echipă, pentru că poate dacă dau un nume acum, eu știu, peste două etape nu va juca. Da. În momentul când vom stabili lotul, vom anunța și capitanul de echipă. Deci nu este, din punct de vedere al valorii și al respectului celorlalți jucători, consider că Dorinel Popa este primul capitan al echipei. Lui nici nu-i trebuie banderolă, ținând cont de nivelul la care a jucat și de respectul pe care l-au ceilalți jucători față de el. Dar ținând cont de faptul că Adrian Toma este un antrenor secund și jucător, că a jucat și meciurile de pregătire, are vreo șansă la banderolă în campionatul ăsta? Ce îi faci o banderolă specială, da. El, știți cum, o să încercăm dacă la finalul campionatului facem meciul de retragere. Da, frumos, asta, ar fi frumos. De asta s-a și legitimat. Ultimul meci acela de promovare în Liga a doua. Da. Să dea Domnul să fie promovarea, pentru că noi ne dorim. Apropo, Vasile și Adrian, înainte de ultimul cuvânt al vostru, Danu Luaru face semn că ne apropiem de final. Dacă până în iarnă lucrurile vor arăta o ascensiune, un parcurs ascendent al echipei prin rezultate în clasament și cu șanse de a ne clasa în primele locuri, în iarnă s-ar putea schimba obiectivul? Ce e normal. Ce ne-ar da noi să fim în primele patru? Asta și din iarnă să putem să atacăm promovarea. Este un lucru normal și firesc. Noi doi am și vorbit și ne dorim, din punctul nostru de vedere, ne dorim promovarea. Acum depinde și de ceilalți factori. Cum foarte bine știi, o promovare trebuie să aibă și un buget. E ușor câteodată de realizat, dar trebuie susținută după aia. Deci aici este principala problemă. În momentul când ajunge acolo, după cum știi, la divizia B e nevoie de un buget substanțial, pentru că sunt deplasările foarte lungi și sunt cheltuieli foarte mari. Vom vedea, să sperăm să dea Dumnezeu să avem șansa să fim la finalul turului în poziția de a ataca promovarea. Atunci nu se va pune în niciun moment problema că noi, ca antrenori, nu ne dorim lucrul acesta. Adrian, ai pus foarte bine problema vis-a-vis de jucători, vis-a-vis de experiență, așa cum au multe din echipele cu pretenții din această serie. Dacă va fi cazul de a gândi din iarnă un obiectiv de promovare, ar fi nevoie și de alte transferuri, ar mai fi nevoie de jucători cu experiență? Vedem, asta o să o analizăm la momentul respectiv. Din punctul meu de vedere, să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să dea Dumnezeu să fim acolo în primele patru, cum spunea și Vasile, după care vom sta de vorbă cu toată lumea și vom lua o decizie ce vom face. Important e să fim acolo și să dea Dumnezeu să fie bine.
Domnilor, domnișoarelor și domnilor, voi da cuvântul pentru final de emisiune celor doi antrenori, Vasile Burgă și Adrian Toma. Așa cum spunea și primarul municipiului Focșani, Cristi Misailă, obiectivul principal al echipei în perspectiva, să spunem, următorilor 2 ani, 2-3 ani, zic și eu, completez, va fi promovarea și revenirea fotbalului de Vrancea în Liga a doua, acolo unde am avut cele mai frumoase performanțe. Un ultim, să spunem, cuvânt în această emisiune, Vasile, către iubitorii fotbalului din Vrancea. Întotdeauna au demonstrat când fotbalul a avut nevoie că au venit la stadion, au încurajat echipa și au susținut-o chiar și acasă, chiar și în deplasare. Care ar fi mesajul tău acum la mai puțin de 2 zile până la debutul în Liga a treia? Deci, în primul rând, aș dori ca toți iubitorii fotbalului și toți microbiștii să vină la meci. În al doilea rând, aș avea o rugăminte către ei să ne sprijine, pentru că într-un campionat o echipă de fotbal are și momente bune și momente mai puțin bune, să le spun așa, și avem nevoie de înțelegere, pentru că suntem o echipă nou promovată și știți și dumneavoastră că e mai greu până vom ajunge să avem acea coeziune și acea, să spun, omogenitate. Da, omogenitate în rândul echipei. Va trebui să mai treacă ceva timp și avem nevoie de sprijin, îngăduință. De îngăduință și să ne ajute prin, aplauze și prin... Intrarea va fi liberă, de câte am înțeles. Da, intrarea va fi liberă, este normal să fie așa și sperăm, să v-am spus, să vină cât mai mulți iubitori ai fotbalului la meci. Mulțumim, Vasile. Adrian? Mesajul către spectator. Cum a spus și Vasile, așteptăm un număr cât mai mare să ne susțină, cum au făcut-o și în Cupa României. Din punctul nostru de vedere, și vorbesc cu numele jucătorilor, vom face tot posibilul ca la fiecare meci să dăm totul și lumea să plece mulțumită de la stadion. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, Viorel Paizan și Dan Olaru, Sportul de Vrancea TV, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, sâmbătă, 26 august la orele 18, va fi fluierul de început al primei partide oficiale din Liga a treia pentru CSM Focșani 2007. Fiți alături de echipă, fiți alături de cei doi antrenori, Vasile Burgă și Adrian Toma, fiți alături de Sportul de Vrancea, fiți alături de CSM 2007 Focșani. Președintele clubului, Viorel Ciubotaru, vă invită, intrarea este liberă, de asemenea primarul municipiului Focșani va fi alături de echipă, în galerie, alături de dumneavoastră. Numai bine, o seară bună. La revedere.